Salutăm din nou, iubiți și stimați telespectatori din studioul Casa din Betania. Vă spunem bun găsit. Dorim ca Domnul să vă binecuvinteze în continuare cu o vizionare benefică pentru toți. Avem la dispoziție iarăși un interval de circa 25 de minute împreună cu pastorul Ionel Pleșa. Dorim ca Domnul să-l binecuvinteze și pe el, să-l întărească, să-i dea putere și fizică și spirituală să putem duce la bun sfârșit acest ciclu de învățături, acest maraton, dacă vreți, care nu este ușor, necesită un mare efort din partea Dumnealui. De data aceasta, în emisiunea care urmează, am dorit să împărtășim din scriptură, bineînțeles, un subiect cu dumneavoastră și anume despre cer. Vedeți dumneavoastră, Dumnezeu a creat cerurile, spune Biblia, la început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Și acum am dorit să vorbim despre ceruri. Și specific vorbind, dânsul ar vrea să vă împărtășească despre al treilea cer. Ce vrea să însemne aceasta, îl lăsăm pe dumnealui să vă explice tuturor în minutele care ne-au mai rămas. Este foarte interesantă această argumentare. Este argumentul experimental. Așa cum s-a subliniat anterior, se spun vorbe multe, dar există experiențe puține. Și ar fi de dorit ca credința noastră să fie bazată, așa cum a fost și credința Apostolului Pavel, pe argumentul experimental și, pe urmă, pe cel teologic, dacă mai e necesar. Și aici este vorba. Despre un lucru pe care oamenii îl pun sub semnul întrebării. Când Apostolul Pavel scrie în cea de-a doua epistolă către Corinteni despre cel de-al treilea cer, oamenii își pun întrebarea. Pentru că acum se cunosc zonele cosmice, în mare măsură, planetele, stelele, sistemele solare, galaxiile, metagalaxiile. Dar unde este al treilea cer? Ce vrea să spună Pavel? Și permiteți-mi să citesc ceva din epistola lui, dintr-un experiment pe care îl folosește adresându-se celor care s-au convertit la creștinism. Cunosc un om în Hristos. În 2 Corinteni, capitolul 12. De la versetul 2. Cunosc un om în Hristos. Care acum 14 ani a fost răpit până în al treilea cer. Știu că omul acesta, dacă a fost în trup sau fără trup, nu știu. Dumnezeu știe. A fost răpit în rai și a auzit cuvinte care nu se pot spune. Și pe care nu este îngăduit unui om să le rostească. Cu un astfel de om mă voi putea lăuda. Dar întrucât mă privește pe mine, însumi, nu mă voi lăuda decât cu slăbiciunile mele. Chiar dacă aș avea și chiar dacă aș vrea să mă laud, n-aș fi nebun. Căci aș spune adevărul. Dar mă feresc ca să n-aibă nimeni despre mine o părere mai înaltă decât se cuvine și decât ceea ce vede în mine sau ceea ce aude de la mine. Și ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei care să mă pălmuiască și să mă ce să mă îngânf. De trei ori am rugat pe Domnul să mi ia și El mi-a zis, Harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. Deci, mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea, simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Se pare că Apostolul Pavel are o anumită reținere când își împăr împărtășește această experiență. Unii ar fi avut tendința să spună: Omul acesta se laudă cu lucruri care nu pot fi luate în considerație ca niște adevăruri. E un produs al, al imaginației. Ce știu? Poate că au avut o halucinație. Unde să fie în Rai? Unde să fie al treilea cer? Pentru oamenii din zilele noastre, problema aceasta este foarte confuză. Știindu-se că nu există al treilea cer, dacă vrem să le numărăm. Deși Biblia vorbește la plural... În versetul 1 din Cartea Genezei, La început, Dumnezeu a făcut cerurile și vorbește la plural. Dar acestea pot să fie mai multe. Se crede că fiecare planetă are cerul ei. Și ce înțelegem noi prin cuvântul cer? E foarte greu pentru noi, acum, după 2000 de ani, să putem înțelege limbajul pe care l-au folosit oamenii în perioada aceea. Aș vrea să subliniez încă un lucru important. Oamenii de știință care studiau corpurile cerești dădeau tonul pentru anumite denumiri în raporturile acestea de cosmogonie. Încă din cultura caldeo-babiloniană, oamenii studiau mișcarea corpurilor cerești și babilonienii aveau o concepție despre acest mediu înconjurător, despre acest spațiu cosmic și despre tot ce se vede mișcându-se în el. Și spuneau ei că există trei ceruri. Ei au definit aceste limite cu specificul fiecăruia. Și prin comparație, pământul era socotit ca o monedă, o formă plată. Primul cer era cerul pe care îl puteau privi cu ochiul liber, norii care pluteau, din care cădea ploaia. Și ei numeau cerul acesta Cerul Numărul 1. Apoi, Urmă al doilea cer. După ce norii se risipeau, în timpul nopții apăreau stelele. Noaptea apărea și luna. Și ziceau ei, acesta este cerul al doilea și este mai sus decât cerul întâi, care este format din nouri care se mișcă în continuu pe suprafața și deasupra pământului. Și ei considerau că cerul al doilea este așa ca un fel de calotă sferică. Privind stelele în licărirea lor, ziceau că acestea sunt niște candelabre agățate de tavan. Deși erau oameni de știință, aveau foarte multe erori, pentru că ei își explicau fenomenele <coughs> în funcție de posibilitățile pe care le aveau să privească aceste lucruri cu ochiul liber. Acum avem telescoape foarte puternice care pătrund adânc în spațiu. Urmă apoi cel de-al treilea cer, Chiar că era doar imaginar pentru caldeo-babilonieni. Acestea ziceau că cerul acesta nu poate fi văzut. Noi ni s-a dat să vedem primele două ceruri, care se suprapun așa. Dar pe cel de-al treilea cer nu-l putem vedea, pentru că acolo este scaunul de domnie a zeilor. În cultura caldeo-babiloniană. Existau multe zeități și ei știau și mărturiseau că aceste zeități locuiesc într-un cer pe care ochiul omului nu-l poate percepe, dar în al treilea cer, acolo locuiesc zeii. Apostolul Pavel preia limbajul acesta caldeo-babilonian, care era o formă de comunicare uzuală între oameni pentru că atât egiptenii cât și celelalte popoare au preluat limbajul caldeo-babilonian cu privire la cerul acela al treilea. Și când Pavel spune, cunosc un om în Hristos care a fost răpit în al treilea cer, vrea să spună că a fost răpit în cerul în care este Dumnezeu. În cerul în care locuiește Dumnezeul Creator. În cerul în care există lumea spirituală, lumea îngerilor. Și dacă babilonienii spuneau că cerul al treilea este scaunul de domnie a zeilor, atunci Apostolul Pavel vrea să spună, în cel de al treilea cer este scaunul de domnie a lui Dumnezeu. Se folosește de aceleași cuvinte uzuale, dar cu semnificație cu totul deosebită. Pentru că viața creștină nu se bazează pe un produs al imaginației, Zeitățile nu erau o realitate și nu locuiau în cel de-al treilea cer, după cum credeau caldeo-babilonieni, pentru că toți și toate zeitățile nu erau decât o minciună, un produs, un fel de reprezentare imaginară a divinității. Este interesant. A fost răpit în Raiul lui Dumnezeu, unde este scaunul de domnia lui Dumnezeu. Așa cum ne spune un alt cuvânt din Noul Testament. Iisus Hristos s-a înălțat la cer și șa de la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. În cerul al treilea, după limbajul uzual din vremea aceea. Așadar nu mai avem niciun conflict să pună cineva întrebarea cu spiritul critic, unde-i Domnul la treilea cer? Că au mai mers și cosmonauții și nu l-au găsit nicăieri. Și Apostolul Pavel spune că a participat acolo la o consfătuire în lumea spirituală. Dumnezeul Creator care șade pe scaunul lui de domnie, Iisus Hristos care era deja înălțat la Tatăl, Mulțimea îngerilor, hierovimurilor, serafimilor, arhanghelilor, erau la sfat și discutau împreună, numai că ei vorbeau o limbă cerească. Și Apostolul Pavel spune, am auzit cuvinte pe care oamenii nu le pot repeta. Pe cum să repete? Pentru că acelea reprezentau niște limbi din lumea spirituală. Și în felul acesta spune el că nici nu este îngăduit unui om să rostească cuvintele acelea. Este foarte restrâns, Pavel, în mărturisirea acestei experiențe. Ioan în Apocalipsa redă câteva detalii și se pare că este mai darnic cu informațiile privind caracteristicile lumii spirituale. Dar Pavel este foarte reținut și își dă seama că venind din această experiență și nici nu știe dacă a fost cu trupul, dacă a fost în stare de veche, dacă a fost un vis, dacă a fost o vedenie de noapte. Dumnezeu știe, dar un lucru este clar, a perceput lumea spirituală, a ascultat cuvinte pe care nu le-a mai auzit niciodată, într-o limbă pe care n-a mai auzit-o niciodată, limba îngerilor. Și în felul acesta, coborându-se înapoi din această experiență, Dumnezeu voia să-l protejeze și el mărturisește acum. Ar fi avut un pic de succes și ispititorul să spună: Hei, Pavele, cu cine te mai poți compara tu în zilele noastre? Cu niciunul dintre apostolii aceștia, pescari neinstruiți. Care dintre ei a mai fost în al treilea cer ca tine? Care dintre ei a fost răpit în raiul lui Dumnezeu? Care a putut să asculte sfatul îngerilor? Ești o excepție de la toată regula generală. Ești un om de mare valoare și de mare succes. Și Pavel vine și spune conștientizând și ca să nu mă umflu de mândrie, să nu mai stau de vorbă cu nimeni, să vorbesc de sus, acum putea să fie patriarh sau putea să fie episcop de Roma după experimentul pe care l-a avut. Și ca să nu cadă cumva în păcatul îngânfării, să-și facă o părere mai înaltă despre sine decât s-ar fi cuvenit. Zice, Dumnezeu mi-a pus un țepuș în carne și când a venit și s-a trezit din această părtășie minunată cu Dumnezeu, un sol al satanei a început să-l pălmuiască, a început să-l bată, dar să-l bată strașnic, cu insistență, îi se părea că nu mai termină, a început să se roage, de trei ore am rugat pe Domnul să-mi depărteze țepușul acesta și Domnul a găsit cu cale și a zis, arul meu ți este de ajuns acum ai căpătat trei bătăi strașnice. Ai aceste trei semne prin care să-ți aduci aminte cu bucurie că ai fost în rai și dacă mai poți, mândrește-te că dacă mai ai cu ce. Păi Doamne, acum am venit din rai și mă lași să fiu pradă unui sol al satanei care să mă biciuiască? Așa ceva este greu de înțeles. Și acum să ne referim puțin la țepușul acesta. Când Pavel s-a convertit la credință, probabil într-o altă emisiune următoare, și l-a întâlnit pe Iisus Hristos, i s-a pus întrebarea, ți-ar fi greu să arunci cu piciorul într-un țepuș? Aici vorbește acum despre țepuș. Și Pavel a rămas cu o suferință oculară, de pe urma acestei experiențe. Înseamnă că a luat o bătaie strașnică, nemiloasă. Și în epistola către Galateni, în capitolul 4, rezultă că el, pentru tot restul vieții, a avut un fel de purulență oculară și era o ispită pentru credincioși, pentru că Pavel avea darul de vindecare și când te uitai la el, rămâneai uimit. Omul acesta era suferind, era într-o slăbiciune fizică permanentă și din ochii lui curgeau un fel de lacrimi amestecate cu puroi, datorită acestei purulențe care devenise cronică. Adresându-se celor din Galatia după ce le-a vestit Evanghelia, scoate în evidență caracteristica acestui țepuș despre care mulți credincioși au pus întrebarea ce anume putea să fie? La convertirea lui Pavel, țepușul putea să fie proprii lui coreligionari, care a fost așa de refractari și i au produs toate suferințele și l-au bătut și l-au biciuit și l-au împroșcat cu pietre și până la urmă a fost decapitat la Roma. Dar aici sensul țepușului este cu totul diferit. Și în cartea pe care o scrie galatenilor, vrea să le mintească un lucru important. Fraților, în capitolul 4, de la versetul 12, vă rog să fiți ca mine, că și eu sunt ca voi. Nu mi-ați făcut nicio nedreptate. Din potrivă, știți că în neputința trupului v-am propovăduit Evanghelia pentru întâia oară. În neputința trupului, provocată de această purulență oculară. Apoi zice, și n-ați arătat nici dispreț, nici dezgust față de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu. Nu-ți făcea plăcere să-l privești. Avea o fizionomie deformată datorită acestei situații în care se găsea. Imaginați-vă să aibă această purulență continuă, să țină predica undeva și să aibă mereu nevoie de ceva care să șteargă ochii și să curgă alte lacrimi amestecate cu puroi. Nu era o boală simplă, ci era o situație extrem de gravă pe care Pavel a suportat-o și pe care o numește slăbiciune în trupul lui, ba mai mult decât atât. N-ați arătat dispreț, nici dezgust, pentru că era ceva dezgustător să privești la el, față de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu. Unii se ispiteau, și spune, cum poate fi omul acesta, omul lui Dumnezeu, când el este așa de bolnav, așa de mutilat în felul acesta? Din potrivă m-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe însăși Hristos Iisus. Unde este dar fericirea voastră? Că își vă mărturisesc că dacă ar fi fost cu putință, dar s-ar fi făcut un fel de transplant... A organelor vizuale, spune el, că-și dacă ar fi fost cu putință, v-ați fi scos până și ochii și mi-ați fi dat. Am înțeles, dar că suferința lui Pavel era legată de suferința ochilor lui. Și că erau credincioși, că le-au l -au iubit atât de mult încât, dacă ar fi existat medici pe vremea aceea să facă transplant. Și-ar fi scos ochii sănătoși să-i dăruiască lui Pavel până unde mergea dragostea creștinilor. Și spune el, m-am făcut oare vrăjmașul vostru pentru că v-am spus adevărul, acum cu toate că sunt neputincios în trup. Am acceptat ideea aceasta, că atunci când sunt slab, atunci când sunt neputincios, atunci când sunt prigonit, sunt bagiocorit, sunt alungat, sunt marginalizat, sunt bătut. Când sunt slab și neputincios, atunci sunt tare. Pentru că Dumnezeu se folosește de mine în momentul când consider că fără de El nu pot face nimic. Doresc așa de mult, înțelegând aceste adevăruri, să ne dăm seama că atunci când Pavel vorbește că a fost în al treilea cer, nu spune niște imagini izvorâtă dintr-o halucinație, ci vorbește despre niște adevăruri pe care le-a îmbrăcat în cuvintele uzuale pe care le foloseau oamenii în vremea aceea. Acum problema numărul 1. Acesta a fost Pavel. Au mai avut experiențe și argumente și ceilalți apostoli, văzându-L pe Domnul Hristos, ascultând glasul lui Dumnezeu și mărturia venită din cer, în care s-a spus, acesta e fiul meu prea iubit, de el să ascultați. Dar problema numărul unu este acum problema noastră. Mulți își pun întrebarea, oare în zilele noastre, în circunstanțe cu totul deosebite, Dumnezeu nu mai are intenția să ni se descopere așa cum i s-a descoperit lui Pavel? Eu vă mărturisesc, este un adevăr experimental și în zilele noastre, deși îl întâlnim foarte rar. Pentru că Mântuitorul a promis. În Evanghelia după Ioan se face mențiunea: Dacă are cineva poruncile mele și le împlinește, va fi iubit de Tatăl meu. Și eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Se poate arăta într-o sută de feluri. Nu trebuia să-l fi văzut neapărat în strălucire insuportabilă, dar el a promis. Mă voi arăta lui. Doresc tuturor telespectatorilor. Să câștige experimentul acesta, să recunoască intervenția Mântuitorului, descoperirea Mântuitorului, arătarea Mântuitorului și dăruirea în slujba lui. Dumnezeu să ne ajute la toate acestea. Amin!